Ne aflăm încă în Iosua, capitolul 9, și adevărul care stă înaintea noastră, îl știți deja, l-ați enunțat, l-ați rostit după mine data trecută și vă rog să o faceți și de data aceasta. Fie ca Dumnezeu să sape acest adevăr în inimile noastre ale fiecăruia. Promisiunile făcute în numele Domnului, nu vă aud, da? Promisiunile făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba noastră. Toată povestea din Iosua pleacă de la viclenia gabaoniților. Vă aduc aminte în grabă ce s-a întâmplat. După ce cade Ierihonul și Aiul, toți împărații îngroziți fac o coaliție militară. Au zis, dacă ne unim toate forțele, îi măturăm din țara noastră, îi aruncăm pe toți în Iordan sau le ștergem numele de pe fața pământului. Trei cetăți au gândit puțin altfel, au zis, dacă au un astfel de Dumnezeu care a despărțit Iordanul înaintea lor și a dărâmat cele două rânduri de ziduri ale Ierihonului, ne putem noi coaliza cât om vrea împotriva lor, tot ei vor avea câștig de cauză. Și de aceea întrebuințează un vicleșug. Mai țineți minte? Luat o delegație respectabilă, i-au îmbrăcat în haine vechi, cu măgar, jerpeliți, cu păpuci rupți și cârpiți, cu burdufuri cârpite, cu pâine uscată și mucegăită. S-au dus în tabără și au rostit o leacă de minciună. Noi venim de foarte departe, din pricina numelui Dumnezeului tău. Acum te rog, fă cu noi legământ. Scriptura spune că n-au întrebat pe Domnul, s-au uitat doar la pâine și la burdufuri și la măgari și au intrat în legământ cu ei. Legământul pe vremea aceea implica pe Dumnezeii celor care intrau în legământ. În esență, am putea spune că, cu bună credință, Iosua a făcut un legământ în care a implicat numele Domnului Dumnezeului său. Deși a fost înșelat în așteptări, pentru că trei zile mai târziu află minciuna, minciuna are picioare scurte, el și-a respectat legământul din pricina Domnului, nu din pricina mincinoșilor de gabaoniți, din pricina Domnului. Legământul este respectat ca să nu ia în deșert numele Domnului. Ce e foarte interesant este că, în ciuda faptului că Dumnezeu a fost lăsat afară din toate problemele, n-au întrebat pe Domnul, Dumnezeu apreciază faptul că n-au luat în deșert numele Lui, răscumpără greșeala lor și o întoarce spre binele lor, după cum veți vedea în capitolele care urmează. Aceasta este istorioara din care noi am scos principiul pe care tocmai l-am rostit. Venind în dreptul nostru, am pus încă de duminică a trecut o întrebare. Care sunt legămintele în care noi implicăm numele Domnului? Am văzut că există legăminte explicite și legăminte implicite. Cele explicite sunt, în primul rând, relația sau legământul meu cu Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă cercul concentrice care definesc viața noastră. Ăsta este cercul cel mai intim, relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Apoi este legământul cu tovarășul nostru de viață. După, în Domnul avem în familie legământul cu cel cu care am fost la altar. Apoi, sunt toate daurile noastre pe care le rostim în cercul mai larg, care poate fi biserica sau societatea în care ne aflăm. Și toate aceste dauri ale noastre îl implică pe Dumnezeu din pricina statutului nostru. Noi fiind copiii lui Dumnezeu, creați și răscumpărați, ca să purtăm, să învederăm chipul lui, atributele lui, noi nu putem trăi cum vrem. Trebuie să trăim în așa fel încât Dumnezeul nostru să fie reflectat prin tot ce gândim și tot ce facem. Dacă aș recapitula legământul nostru cu Hristos, aș cita doar una din dorințele Domnului Iisus din cartea Apocalipsa. În primele capitole, capitolul 2, versetul 10, spune unei biserici care era în mijlocul suferinței, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cununa vieții este cununa miresei, masa nunții la care suntem invitați. Și ascultați cum se termină cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetele 6 în jos. Am auzit un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Haleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților.
Adică reprezintă viața aceea trăită în ascultare de Dumnezeu, în care n-am luat în deșert numele Domnului, am respectat legământul meu cu El. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Logodna mea cu mirele ceresc așteaptă nunta mielului, despre care tocmai am citit. Iar cel care rămâne credincios în acest legământ, cel care nu ia cu ușurință legământul pe care l-a făcut, cel care poate spune împreună cu Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neveștejită, cununa veșniciei pe care mi-a pregătit-o Dumnezeu. Deci, în primul rând, am legământul sau jurământul meu pe verticală. Dragii mei, de acest legământ, de seriozitatea cu care îl privesc, va depinde tot ce fac pe orizontală. Relația mea cu soția mea sau cu soțul meu, cu părinții mei, relația mea cu frații mei, relația mea cu oamenii din societatea în care trăiesc. Dacă îmi bat joc de relația cu Hristos, nimic și nimeni nu mă poate opri să-mi bat joc de toate celelalte relații, să-mi calc cuvântul în toate formele, în toate situațiile de viață. Dacă aș veni la relația pe orizontală, primul cerc, cel mai important, este cel al familiei, relația mea cu soția mea sau cu soțul meu. Ascultați una din cele 10 porunci. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Când l-ai implicat pe Dumnezeu într-un jurământ, de acolo încolo, problema ta este cu Dumnezeu, nu cu cel de lângă tine, ci cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este adevărat pe toate palierele vieții. Dragii mei, nimeni nu poate tăgădui o realitate statistică. Se mulțesc divorțurile în familie și în mod cel mai dureros aș putea spune și în familiile creștine. Întrebarea este, oare de ce? Nu cumva pentru că n-am știut să respectăm numele lui Dumnezeu, pentru că am luat în deșert numele Domnului, că am venit la altar cu nebăgare de seamă, am rostit cuvinte și nu ne-am gândit la implicațiile acestor cuvinte? Ascultați-l pe Solomon vorbind, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți, ca să nu aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău prin aceasta. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi ca să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește-ți juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Le spun tinerilor, dragii mei, nu e neapărat necesar să veniți la altar. Vă ajung restul daurilor. Vedeți-vă de viață. Dar dacă ai venit la altar și ai implicat numele Domnului și nu ți-ai păzit piciorul când ai intrat în casa lui Dumnezeu, problema ta este cu Dumnezeu, nu este cu partenerul tău de viață. Observați ce s-a întâmplat în tabăra lui Israel. Cu bună credință, Iosua a făcut un legământ, fără să știe că este mințit, că este înșelat în așteptările lui. A treia zi și-a dat seama, dar a zis, chiar dacă am fost înșelat în așteptările mele, nu pot rupe legământul. Am jurat pe numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Toate căpetenile au zis adunării, le-am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel și acum nu putem să nu ne atingem de ei. Nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa în viață, adică ne vom ține legământul. Ca să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. O întrebare, poate retorică. Astăzi pentru noi mai au valoare cuvintele prin care îl implicăm pe Dumnezeu în relațiile dintre noi, în legământul pe care îl facem? Promisiunile făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba noastră. Cum pornește o biserică în Iris? Cei care v-ați căsătorit de curând, sper că n-ați uitat. Eu tuturor mirilor le dau nu foarte multe pagini ca să nu încurc față verso. E adevărat? Da? Pot să merg așa prin sală și să vă cer plicul înapoi. Pe o parte aveți legămintele și ele sună cam așa. Dar înainte să citesc legământul sau să recitesc legământul, vă spune că orice relație între doi tineri pleacă
la un moment dat, nu știu cum se întâmplă, dar se văd, se plac și pe urmă își iau inima în dinți și încep să rostească niște dauri. Observați, relația începe în momentul întâlnirii și într-un fel se legalizează în momentul nunții sau la altar în prezența lui Dumnezeu. Sunt o serie de dauri spuse. Primul este spus unul celuilalt. Din dragoste curată și desilit de nimeni, accept să fii soția mea? Iar ea va spune da, da. Nu știu sub ce formă, sunt foarte multe forme în care lucrurile astea pot fi spuse. Mi-aduc aminte de daul care l-am spus eu în 26 iunie 1976. Nici eu n-am înțeles bine, nici am zis, numai nevastă mi-a decodat din cuvintele mele că o cer în căsătorie. Dar oricum a fost o vineri seară, clar de lună și după frământare mi-am luat inima în dinți și am spus primul da. După acest prim da, au urmat toate celelalte dauri. Am spus părinților noștri, după care a trebuit să vin să-i spun la fratele Vădan, frate Vădan, nu veniți cu o jumătate de oră mai repede, vrem să vă spunem ceva. Și am luat-o pe Norica de mână și atunci era camera de sus și a stat cu noi. Am spus, vrem să ne logodim, nu ne-ați anunțat în plenul bisericii. Și ne-am ridicat și daul nostru l-am făcut public în fața prietenilor noștri. Apoi a urmat daul în fața ofițerului stării civile. Știți, domnul ăla cu banderola, așa, care vă pune niște întrebări, semnați niște hârtii în fața lui. Dar cred că cel mai important, da, este cel pe care îl spuneți aici, înaintea lui Dumnezeu. Și elementul ăsta, tinerii nu-l iau în seamă. Deși le dau legamentele din vreme, le dau o serie de întrebări la care se răspunde. Dragii mei, când vii aici, nu vorbești cu celălalt, nici nu dau voie să se țină de mână. Pe unii spun spate în spate, ca să nu uite toată viața lor că nu vorbesc unul celuilalt, ci fiecare vorbește cu Dumnezeu. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin fără gău, în prezența ta și spre slava ta hotărăsc să iau în căsătorie pe Leonora Ponta. Așa o chema pe Norica de fată. După care continuă, te rog să mă ajut să o pot iubi, cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de Beniamin fără găvu. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Observați, cuvintele acestea nu sunt spuse celuilalt. Daurile pe orizontală au fost spuse. Sunt spuse lui Dumnezeu. Când l-a implicat pe Dumnezeu într-un legământ, toată povestea se mută pe verticală. Cu alte cuvinte, lui Dumnezeu îi dai socoteală de orice necinstire a lui, de orice luare în deșert a numelui lui, de orice bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Care sunt implicațiile unui astfel de legământ? În luna septembrie, ca biserică, am stat o lună întreagă lângă problemele legate de familie și am zis că vrem să lipim, să lipim de inima noastră 10 concepte, 10 cuvinte. Nu știu dacă mai țineți minte vreo unul dintre ele. Hai să vedem câte dintre ele mai știți. Curaj? Disciplină? Înțelepciune, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îmbrăcare și dezbrăcare, dezbrăcare și îmbrăcare. Și pe urmă sunt cele legate de copii. Dacă astea 8 le țineți minte, este incredibil. Dragii mei, într-adevăr, în momentul în care intri într-o relație, ai nevoie de curaj, după ce ai intrat într-o relație, ai nevoie de disciplină și înțelepciune. Și de cel mai multe ori băieții și-au curajul și uită celelalte 20, de aici apar problemele. Dar de ce am nevoie de curaj? Am nevoie de curaj să mă dau rob lui Hristos de dragul celui de lângă mine. Observați, mă dau rob lui Hristos, nu rob nevestei mele, nici rob soțului meu, ci mă dau rob lui Hristos de dragul celui lângă mine și nu rob celuilalt de dragul lui Hristos. Hristos are ceva de lucrat prin mine în celălalt și prin celălalt în mine. Și de aceea ai nevoie de celelalte 3 concepte. În primul rând ai nevoie de smerenie. Nici unul dintre noi, bărbații sau băieții, n-am inventat căsătoria. Nici femeile, chiar dacă o doresc mai mult decât o dorim noi, de cele mai multe ori. Dar
Dacă n-am inventat-o noi, nu i-am fixat nici regulile. Dacă nu i-am fixat regulile, atunci altul hotărăște cum se trăiește în viața de relație, ceea ce e familie. Trebuie să-L întrebăm pe Hristos, trebuie să-L întrebăm pe Creatorul nostru. Și de aceea e nevoie de smerenie, să recunoști că intri în lucrarea altuia, respecti regulile altuia, nu regulile tale. Dacă eu aș putea fixa propriile mele reguli, le-aș desface când aș dori. Dar pentru că nu eu fac regulile, ci Dumnezeu, trebuie să-L întreb pe El dacă îmi permite să fac ceva sau să nu fac lucrul respectiv. În al doilea rând îți trebuie blândețe. Dumnezeu în înțelepciunea Lui pune la oaltă oameni foarte, foarte diferiți. Și de aici apar toate problemele între noi, dragii mei. Blândețea este curajul de a ieși din competiția afirmării de sine, de a accepta diferențele dintre noi. Dar dacă suntem atât de diferiți și dacă Dumnezeu ne-a așezat la oaltă să ne frecăm unul de celălalt, aș putea lua microfonul să trec prin sală la cuplurile care stați împreună, să-mi confirmați lucrul acesta, dar așa este, chiar dacă nu l-ați confirma, suntem foarte diferiți și diferențele creează problemele dintre noi și de aceea avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință. 3 zile după luna de miere, ne uităm unul în ochiul celuilalt și zicem, de ce mi-ai înșelat așteptările? Întrebarea este, ce faci după aceea? Ce faci după aceea? Dar întrebarea pe care o pun este, de ce pune Dumnezeu la oaltă 2 oameni foarte diferiți și imperfecți, găunoși din calea afară? Dragii mei, cel mai bine suntem modelați în relații. Cu cât mai distante sunt relațiile, cu atât mai puțin ne afectează. Nu mă afectează relațiile pe care le-am la telefon cu cineva. Nu-mi convine, țin casca așa, sau închid, sau... Nu mă deranjează, poate să zică ce vrea. Dar n-am cum să scap din relația cu soția mea. Cu ea mănânc, cu ea dorm, cu ea vorbesc, cu ea împart toate lucrurile. Cu cât mai apropiată este o relație, cu atât mai mult doare, dar durerea este un semn al creșterii, al sfințirii, al modelării. Și de aceea Dumnezeu ne așează la oaltă 2 oameni imperfecți ca să ne desăvârșească. Și în procesul acesta al desăvârșirii am nevoie de următoarele 2 concepte. Primul este dezbrăcarea, da? Ce-am de dezbrăcat? Omul vechi. Dacă am intrat într-o relație, oameni noi, asemenea Domnului Iisus Hristos, vă dați seara că ar fi cerul pe pământ, dar n-am fi aici, am fi în cer, alături de El. Dar pentru că suntem în procesul desăvârșirii, aceste imperfecțiuni ale noastre sunt cizelate când pietrele de moară se freacă unul de celălalt. În acest proces al dezbrăcării și al îmbrăcării sau în procesul sfințirii suntem transformați tot mai mult într-o asemănare a lui Hristos. Dumnezeu ne-a așezat 2 oameni imperfecți pe unul lângă celălalt să ne ajutăm în devenirea noastră cristică, în transformarea noastră într-o chipul și asemănarea celui care ne-a creat. Există un moment al întâlnirii, există un moment al nunții în care am jurat lui Dumnezeu și dacă nu știm să rezolvăm diferențele dintre noi, există și un moment al divorțului. Un moment al divorțului. Dragii mei, divorțul urmează doar dacă refuzăm procesul sfințirii. Dacă refuzăm să dezbrăcăm omul vechi și suntem totdeauna la luptă împotriva celuilalt, cu firea noastră pământească, cu omul vechi din nou, din noi, dacă lucrul acesta nu încetează în viața noastră, dacă nu intrăm în acest proces al sfințirii, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor rupe. Știți care e problema? Dacă alegem calea divorțului, ne pomenim vinovați față de Dumnezeu. Pentru că noi am legat relația exact ca Iosua în Vechiul Testament. L-am implicat pe Dumnezeu în legământul nostru și de aceea ne pomenim în fața Lui. Întrebarea este, există vreo repercursiune? Când Dumnezeu a zis să nu iei în deșert numele Domnului, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului? Dați-mi voie să las pe Dumnezeu să răspundă. Eu aș vrea să fac toate relele din lumea aceasta, să merg împotriva lui Dumnezeu,
dar să n-am niciun fel de implicații negative, dimpotrivă, să am binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori Biblia ne spune clar, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri al lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, dacă nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, n-ar fi fost la altar. Faptul că au venit la altar înseamnă că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Dragii mei, când îți bați joc de Dumnezeu, e suficient ca El să-și tragă mâna înapoi, să te lase în voia minții tale blestemate. De acolo încolo, ți le faci singur cu mâna ta. Versetul 28 din capitolul 1 din Romani. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dragii mei, de astea suntem noi capabili fără Dumnezeu. Până și cu Dumnezeu, lupta sfințirii este o luptă grea. O luptă care durează, o luptă care nu se sfârșește câtă vreme trăim în trupul acesta. Dar imaginați-vă cum arată viața fără Dumnezeu. Astfel, continuă Pavel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt. Călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Pentru un creștin, căsătoria trebuie să rămână la întâlnire, nuntă și nunta veșniciei, nunta mielului. Din păcate, în tot mai multe cazuri avem întâlnire, căsătorie și divorț. Dragii mei, e adevărat că sunt deziluzii în viața creștină, dar ele se rezolvă sau divorțul se evită prin acceptare și înjugare împreună cu Hristos în sfințirea celuilalt. Pentru că jurămintele au fost făcute înaintea Domnului, nu putem face ceea ce vrem în relația pe care am încheiat-o și în care am implicat numele Lui. Ascultați-L pe Dumnezeu, mustrându-și poporul în ultima carte a Vechiului Testament, Maleahii, capitolul 2, începând cu versetul 13. Iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa că El nu mai poate căuta la darurile voastre de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale. Noi avem impresia, chiar dacă venim aici, este doar între mine și mai sunt câțiva martori pe aici. Nu, dragii mei, când vii la altar și implici numele Domnului, Dumnezeu consfințește relația respectivă. Practic o ia din mâna ta și nu mai ai voie să faci ce vrei în ea fără să-L întrebi pe El. Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale, din tinerețea ta, căreia nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acest unul singur sămânță dumnezeiască? Luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinereția lui. Și uitați-vă pe ecran, care-i voia Domnului. Citiți cu mine textul.
Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Dragii mei, el nu poate aplauda pe cineva care, în ciuda acestei realități, alege acest drum al divorțului. Dumnezeu nu te poate opri să alegi moartea. Ți-a pus înainte și viața și te roagă, te imploră să alegi viața. Eu urăsc despărțirea în căsnicie, zice Dumnezeul lui Israel. În dimineața aceasta nu vreau să discut problema divorțului și a recăsătoririi în lumina Scripturii. Poate o vom face duminica viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu, dar deși urăște despărțirea în căsătorie cu lacrimi în ochi, Dumnezeu se implică nu ca să încurajeze divorțul, ci ca să minimizeze răul pe care noi îl facem cu mâna noastră atunci când alegem să mergem împotriva voiei Lui. Și pe cel ce, deci nu doar că urăște despărțirea în căsătorie, pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Dragii mei, atât de mult este pervertită mintea noastră, mai ales când deschidem ușa păcatului, încât noi putem pretinde că suntem în ordine cu Dumnezeu. Chiar dacă am mers împotriva voiei Lui exprese, El urăște despărțirea în căsătorie. Ascultați ce spune Noul Testament în 1 Ioan, capitolul 4, versetele 20 și 21. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dragii mei, când iubești pe fratele tău, nu-l abandonezi în momentele grele, în momentele în care poate a călcat în picioare frica de Domnul. Poate că în situația în care se află, din pricina lucrurilor nerezolvate, nedezbrăcate în viața lui, este într-o situație deplorabilă. Cel mai simplu lucru este să speli pe mâini, ca și Pilat. În astfel de momente, dacă îl iubești pe Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, vei accepta răstignirea pentru cel de lângă tine. Nu este prima implicație în legământul meu de la altar. M-am dat rob lui Hristos de dragul celuilalt. Dragii mei, un rob face ceea ce îi cere stăpânul. Și nu totdeauna lucrurile sunt ușoare. Este un preț de plătit. Când Domnul Iisus Hristos a început să fie înțeles de ucenicii Lui, s-a uitat în ochii lor și le-a spus, cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Ați luat crucea înseamnă a lua o povară în spate. Dar împreună cu Hristos, jugul Lui este bun, sarcina Lui este ușoară. Pentru că jurământul a fost făcut în numele Domnului, Iosua și-a ținut jurământul în paguba lui. Pentru că daul spus la altar este în numele Domnului și îl implică pe Dumnezeu. Dragii mei, daul acesta mă obligă să mă dau rob lui Hristos. Pentru ca voia și planurile Lui să se împlinească în Cel de lângă mine. Și lucrul acesta, eu nu vă pot garanta că e ușor. Dar vă pot garanta că o astfel de atitudine este răsplătită de Dumnezeu și mai mult ca oricând într-o astfel de situație se împlinește promisiunea pe care toți o știți pe din afară. De altă parte, știm, suferințele din vremurile acestea nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Ceea ce nu ne întrebăm de foarte multe ori, când ne vine să trântim toate lucrurile de pământ, este că nu ne întrebăm dacă nu cumva am ajuns în groapa aceasta din pricina noastră. El îi devine, ea îi devine. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, Hilel, unul din rabinii iubiți de popor, pentru că era un rabin liberal, a zis, nu-ți place nevasta, dă-i o carte de despărțire. Ți-a ars mâncarea, s-o pe-a îngreșat, nu-ți place culoarea ochilor, ai întâlnit mai frumoasă, scrie o carte de despărțire. Dacă n-ai hârtie, scrie-o pe hornul boului. Dă-i și boul, dar asta este. Da? Citiți, vă rog, Mișna și vă îngroziți de ușurătatea cu care
ei discutau și dădeau cărți de despărțire. Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos a fost întrebat despre divorț, el a vorbit despre căsătorie. Pentru că nu există divorțul, este o căsătorie stricată. Dumnezeu n-a creat divorțul, ci căsătoria. Noi o stricăm și de aceea apare divorțul. Dar binele pe care Dumnezeu ne-l vrea este asemănarea noastră cu Hristos. Care dintre noi oare ar putea să-și facă ce-i cere Domnul Iisus? Dacă ochiul tău te face să crezi în păcat, scoate-l afară. Dacă mâna ta, tai-o jos. El nu vrea să mulțească orbii și ciungii pentru că a venit să vindece orbii și ciungii. Da? Dar el le spune bărbaților din vremea lui, dacă răul din voi s-ar vedea, așa cum dați vina pe lucrurile rușinoase din nevestele voastre, câți dintre voi ați avea doi ochi și două mâini? Ori dacă n-ai un ochi și n-ai o mână, ți este greu să dai vina pe nevastă ta, nu-i așa? Cu alte cuvinte, întrebarea este, nu cumva Dumnezeu în greul acela în care mă aflu îmi vrea binele? Cioplește în mine caracterul cristic? Mă învață să iert? Mă învață să fac pasul mai departe? Oare nu cumva fug de propria mea sfințire atunci când trătesc toate lucrurile de pământ? Dumnezeu să ne răspundă la întrebare. Promisiunile făcute în numele Domnului trebuie ținute chiar și în paguba noastră. O ținem, dragii mei, nu că e ușor sau greu pe orizontală, o ținem pentru că am implicat numele lui Dumnezeu. Și oricine ia în deșert numele Domnului nu va rămâne nepedepsit. Am văzut că există legăminte implicite și explicite. Cele explicite sunt relația mea cu Hristos mai întâi, apoi relația cu soția mea. Dar dacă aș lărgi cercul, dincolo de soția mea sunt frații mei și dincolo de frații mei sunt oamenii din lumea asta în care noi trăim. Dragii mei, nu cred că noi trebuie să fim credincioși doar în anumite relații. Noi trebuie să fim credincioși în toate relațiile noastre. Dacă aș ieși din cercul legămintelor explicite și l-aș lărgi un pic, fiecare da al unui creștin ar trebui să fie da. Și fiecare nu al unui creștin ar trebui să fie nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Poate vezi, zice, Beni, cam mult ce spui. Eu nu prea știu lucruri, dragii mei, de aceea citesc toată ziua Biblia și de aceea am tot timpul textul biblic înaintea mea, pentru că de la mine nu vă pot spune aproape nimica. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. I-a făcut Dumnezeu, i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Suntem înainte de cădere. Dacă primii doi oameni aveau chipul lui Dumnezeu în ei și în relația dintre ei și ei trebuia să se mulțească, să umple pământul, pe lângă faptul că mulțim pământul cu oameni, cu pruncii noștri, cu nepoții noștri, umplem pământul cu chipul lui Dumnezeu. Asta era prima însărcinare a lor. Din păcate a urmat căderea. Dar slăvit să fie Dumnezeu că l-a trimis pe Fiul Său și ne-a răscumpărat din căderea noastră. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și răscumpărați pe prețul scump al sângelui Fiului Său ca să fim reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, purtătorii chipului Său pe pământ. Ori dacă ar fi să întreb, Doamne, ce ar trebui să reflect în viața mea de zi cu zi, în toate relațiile mele? Păgânul Balaam mi-ar da răspunsul. Dumnezeu, ai grijă? Dumnezeu nu e un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pare rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit? Oare nu va împlini? Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, pe acest Dumnezeu trebuie să-L reprezinți, pe acest Dumnezeu trebuie să-L reflect în jurul meu. Ca purtători ai chipului lui Dumnezeu, dragii mei, suntem datori să manifestăm pe acest Dumnezeu, să-L învederăm în toate relațiile noastre. În relația cu Hristos, fiind credincios până la moarte. În relația cu soția mea, fiind credincios ei până la moarte. În relația cu frații mei și în relația cu oamenii cu care intru în afaceri. Dragii mei, poate veți zice, îi prea mult. Iertați-mă, dar eu nu vă pot pune poveri pe spate, mai multe decât vă pune Domnul Iisus Hristos. De aceea,
aș trece repede peste celelalte două cercuri. În primul rând, ați auzit poate vorba: biserica este singura armată care își împușcă răniții. Știu că nu vă place, nici mie nu-mi place. Dar văd în jurul meu prea multe lucruri dezgustătoare pe care noi le facem, cei care numim copiii lui Dumnezeu, unul față de celălalt. Citiți blogurile și îngroziți-vă de limbaj, de atitudine, de toate cele. De foarte multe ori, de dragul cuiva, vrei să slujești fraților tăi și nu primești nici măcar mulțumescul frumos din partea lor. Ce faci în astfel de situații? Îți schimbi perspectiva. Nimeni nu slujește de dragul fratelui său. Scriptura spune: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea sau ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Observați, dacă intri în slujirea trupului lui Hristos, nu o faci de dragul fraților tăi, o faci de dragul lui Hristos. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Aș putea să citesc o mulțime de alte texte în care ni se subliniază acest adevăr. Ascultați-l pe Domnul Iisus vorbind în Matei, capitolul 6. Luați seama ca să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei și răsplătiți de ei. Altminteri, v-ați primit răsplata, v-ați pierdut răsplata din partea Tatălui vostru care este în ceruri. Iar robilor unei categorii defavorizate, aș putea spune, Pavel le scrie următoarele cuvinte: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Dragii mei, când focalizarea ți este corectă, când de dragul lui Hristos rămâi într-o relație, rămâi într-o slujire, oricare ar fi ea, nimic din jur nu te poate demotiva. Domnul Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. A fi blând înseamnă a fi avut puterea să ieși din competiția afirmării de sine. Când ești în această competiție, trebuie să calci în picioare, trebuie să primești laude, trebuie să respingi criticile, ca să nu cumva să cobori în ochii oamenilor. Când ai ieșit din competiția afirmării de sine, nu trăiești nici cu laudele fraților tăi și nu pierzi nici de criticile fraților tăi. Tu slujești pe Domnul, ești atent la semnalul care vine de pe verticală, indiferent ce zic ceilalți. De dragul lui Hristos, suntem chemați să fim credincioși în daurile pe care le-am spus în trupul lui Hristos. Dar tot de dragul lui Hristos, suntem chemați să fim altfel decât oamenii din jurul nostru. Vin alegerile. Vreau să vă întreb, care din politicieni nu v-au mințit de 20 de ani încoace? Noi votăm pentru că suntem nebuni și orbi. De-aia votăm. Pentru că credem toate minciunile lor. Ne-au mințit cu nonșalanță 4 ani de zile. Dar uităm ca peste noapte lucrurile. Da? Mergem la vot, punem ștampila pe unde putem. Mai bine ne-ar spune ca la fratele Niculiță Moldovan: nu puteți vota. Nici nu avem ce. Dar cine-i vinovat de lucrul acesta? Întrebarea mea este: nu cumva judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu? Nu cumva ar trebui să-mi asum eu parte din vină? Toate daurile mele neonorate la vreme. Toate daurile mele neonorate la vreme, în afacerile în care sunt, în relațiile care sunt. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Spuneți-mi,
Cum aș putea să fac lucrul spre slava lui Dumnezeu când eu îi iau în deșert numele Domnului, când îl dezonorez prin lipsa credincioșiei mele, prin lipsa cuvântului meu în fața altora? Dragii mei, mi se rupe inima când aud numai cu pocăiți să nu lucrez. Mi se moaie picioarele. Spuneți-mi, nu cumva noi suntem vinovați de toată tragedia din lumea politică și economică acestei țări? Noi care ar fi trebuit să fim sare și lumină. Sare și lumină. Să nu fiți pricina de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Observați ce spune Scriptura. În cele mai mărunte, mai banale lucruri, ești reprezentantul lui Hristos, poartă-te ca atare. Poartă-te ca atare. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Dragii mei, noi creștinii n-ar trebui să avem nevoie de hârtii semnate la notar. Dacă vii să-mi cer bani împrumut și îmi spui mi-i dai poimâine, n-ar trebui să te pui să juri și pe cer și pe mare. Din păcate, trec pe aici prin sală și mă îngrozesc câți dintre noi. Nu contează cuvântul care l-am dat. Dacă nu contează cuvântul care l-am dat, dragii mei, nimic nu mă oprește să calc în picioare toate hârtiile pe care le-am făcut. Observați, de aici pleacă totul. Cât de serios am luat relația mea cu Hristos, așa mă voi purta în familie, în biserică și în societate. Suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu, plătiți cu sângele scump al Fiului Său, ca să-L reprezentăm pe El, pe toate palierele existenței noastre. Acum două săptămâni veneam spre casă de la Lunsia, din Lunsiara, de la studio și vocea de pe bancheta din spate zicea cu amărăciune în glas, din păcate, cuvântul multor pocăiți nu mai valorează nimic. Nu poți să pleci de aici fără să te întrebi, nu cumva sunt și eu unul dintre ei? Cuvântul multor pocăiți, indiferent ce domeniul dai, nu mai valorează aproape nimic. Dar aș vrea să ridicați capul sus și să spuneți împreună cu mine, de acum încolo, eu nu mai vreau să fac parte dintre ei. Eu nu mai vreau să fac parte dintre ei. Eu nu mai vreau să fac parte dintre ei. Da și nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Spuneți împreună cu mine, promisiunile făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba noastră. Ajută, Doamne! Amin.